Hei, hei, hei! Pe data asta nu e o colecție cu petarde și artificii, ci o mini colecție de brichete. Asta era cea veche pe care o aveam. Da? Și mi-a mai sosit azi un colet, am comandat niște brichete de fapt sunt dita mai brichete flambatoare de cremă de zahăr ars, creme brûlée. Da? Deci, asta e una dintre ele. Are și suport, talpă. Le-am pus eu puțin gaz ca să vedem dacă... Nu știu dacă se vede, pentru că... La... Lumina nu prea se vede și nu am pus decât puțin gaz. Dar arată destul de mișto. Mai încercăm o dată. Se reglează flama de aici, îi dai flama sau jet, acum nu se vede pentru că, cum vă spuneam, am pus decât foarte puțin gaz. Ca să funcționeze ca lumea, îi trebuie gaz full, adică plin, și nu știu dacă este ok acel gaz care se folosește la restul brichetelor. Și așa că se vede profesional lighter. Se folosește la cremă de zahăr ars. Și asta este una. Pe urmă cea de-a doua. Cutie. La fel are și asta talpă. Da. Am întors-o cu capul în jos, primește mai mult gaz. Și dacă învârt aici de la butonul respectiv, reglăm pe flacără sau pe jet. Da? Flacără sau jet. Dacă o întorc, nu mai are că pentru că are foarte puțin gaz. Am blocat-o și am oprit-o. Da? Blochezi. Reglezi pe flacără de să termine gazul, în fine. Și asta este cea de-a doua. Da? Așa. Și mai avem încă una, tot așa frumos în cutie. La fel are și asta o talpă pentru colecționar sau pentru cadou. Este un cadou superb, zic eu.
sare puțin mai mult ca azi. Și la fel și asta reglez pe flacără sau pe jet, pe flamă. O să verific să văd dacă nu funcționează mai ca lumea cu altfel de gaz decât cea obișnuită. Pentru că este pentru crema de zahăr ars. Nu este brichetă, pur și simplu este flambator. Se folosește pentru crema de zahăr ars, creme brûlée. Da? Deci, una dintre cele trei, da? De fapt, asta o să o păstrez, place mai mult. Aia e veche, una dintre astea două, da? Deci, una dintre cele două. O scoatem la tragere la sorți și o să plece spre unul dintre abonații mei de pe acest canal YouTube. Și așa cum este ea cu cutie cu tot. Deci, una dintre cele două pleacă spre unul dintre voi. În curând o să fac o tragere la sorți. Printre abonații canalului meu de YouTube. O să filmez tragerea la sorți, adică o să fie prin random.org, cred. O să trec acolo toți cei care sunt abonați pe canal până acum, deci până azi, 29 februarie 2016, da? Dacă am timp, tot fac azi tragerea la sorți, după ce am pus acest video. Selectez acolo persoanele care s-au abonat, fac lista, adăugăm lista și vedem cine câștigă. Câștigătorul are o brichetă dintre astea două. Deci asta sau asta, mai vedem. Pentru abonații mei. Am fost întrebat dacă nu fac vreun concurs. Am mai fost găsit o brichetă mai mică, mai nașpa. Am zis că aștept să găsesc ceva mai ok, mai serios. Și dacă o să mai am canalul, dacă o să mă mai ocup de canal, o să am timp, o să mai fac și alte concursuri cu premii, gen, eu știu, brichetă sau ce o să mai găsesc mai interesant, mai drăguț. Cum spuneam, petarde, artificii nu pun în joc. Pentru că mulți dintre voi sunteți minori. Nici astea nu sunt chestii pentru minori, însă am zis că deci așa ceva pot să vă dau ca premiu. Da, cam asta ar fi. Trei brichete ce mi-au venit azi. Asta era cea veche. Ce să vă zic, baftă pentru cei abonați, ca să aveți o brichetă mișto, flambator, mă rog. Ne auzim la extragere, probabil o să înregistrez și voce, nu doar extragerea, și pe urmă mă gândesc la următoarea colecție undeva prin martie. Adică prin martie, mâine deja e martie. Adică luna, pe la sfârșitul lunii martie.
Până atunci, baftă, să ne auzim cu bine, like, subscribe, toate alea, persoanele active o să mai beneficieze de astfel de chestii, da, deci un simplu subscribe, iar pentru cei care dau un like la videouri, le doresc bafta ca să nu câștige așa ceva. Invidia este un lucru care e destul de frecvent la noi, în România. Da? Invidioși, că nu le trimit, că nu știu ce. Ce rost are. În fine, mult ar fi de spus, dar nu are rost să comentez acest subiect, pentru că sunt satul, mai ales de comentariile răutăcioase. Ne auzim la extragere. Baftă, v-am salutat!